No, păi bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă emisiune la Izvor de Cânt și Dor, numai aici la Nord Vest TV, realizată din inimă și din suflet pentru dumneavoastră. Eu vă zic așa, încet, încet, nu ne mai scapă râde. Nu ne mai scapă râde că poate suntem deja, ne gândim. Care se gândește. Unii se gândesc la muncă, alții se gândesc la alte treburi, dar în primul rând trebuie să ne gândim să devenim mai buni, pentru că uitați-vă, din nou și din nou suntem în preajma sărbătorilor și ce e mai frumos ca și atunci când ne întâlnim cu familia, cu prietenii, cu, ne întâlnim cu cei dragi și suntem mai curați și parcă putem să mai stăm și parcă putem să stăm și mai drept oarecum, nu vi se pare? Eu cred că așa e. Deci așa cum am spus, încet încet om râde noi cum om putea. Eu vreau să vă aduc buna dispoziție în casele dumneavoastră, în familie dumneavoastră. Nu-i musai să ne prăpădim de râs, dar nu-i musai nici să tare jucăm dacă putem chiar deloc, pentru că așa cum am vorbit, se apropie Sfintele Sărbători, dar până atunci eu zic să vă mai oferim o emisiune de cântec, joc, voie bună aici, la Izvor de Cânt și Dor. Ea e viața de bărbat, azi pe ciorbă e însurat, azi cu fetele de mână, mâine joc la mândra strună. Vremea cât am feciorit, aveam îndreșa de sate și aveam grijă de toate. O să-mi tânăr fericit, vremea cât am feciorit, aveam îndreșa de sate și le voluza pe toate. Ea e viața de bărbat, azi fecior mâine surat, azi cu pretinii la mere, mâine acasă în demuiere. E viața de bărbat, azi fecior mâine însurat, azi cu fetele de mână, mâine joc la mândra strună. Tata să mă sun, să nu stau pe capul lor. Bată vina ceasul rău, o veni și e rândul meu. O zis tata să mă sun, să nu stau pe capul lor. Grea e viața de bărbat, azi fecior mâine surat, azi cu pretinii la bere, mâine acasă în gămuiere. Grea e viața de bărbat, azi fecior mâine însurat, azi cu fetele de mână, mâine joc la mândra strună.
Auzi, dracu' meu, zice una. Zice, m-am gândit așa eu și cred că ar fi cazul să vinzi tu barca ta. Barca care o fezi, tot folosești la pescuit, cabana de la vânători, știi? Așa, bă, știi care-i treaba? Eu cred că trebuie să rădești și vizitele tale și întâlnirile tale cu prietenii tăi dubioși. Adică tu te ziceai că mergi la pescuit și mergi la vânat și trebuie să le cam rădești. Nu crezi? Măi, zice, știi ce? Mie mi se pare că vorbești ca fosta mea nevastă. Dar ce, dragul meu, ai mai fost căsătorit? Nu. Nu, apoi văd că e băut. Nu prea avem. E cântat, nu cântă nimeni. No, nu te cheame, că i-ar răduiesc eu. Doamne, dă să tunece, să ne ptice oarice, măi, lai, la, la. Doamne, dă să tunece, Doamne, dă să tunece, să ne ptice oarice, măi, lai, la, la. Dar deja v-a întunecat, că nimic nu ne-o picat, că nimic nu ne-o picat, lume. Dar deja v-a întunecat, că nimic nu ne-o picat, că nimic nu ne-o picat, lai, la, la. Mărg pe drum, mândruțele, mărg pe drum, mândruțele, să mai lucre oarice, măi, lai, la, la. Mărg pe drum, mândruțele, mărg pe drum, mândruțele, să mai lucre oarice, măi, lai, la, la. Și noi după ele o mere, da' de-ni-ori plăti o bere, da' de-ni-ori plăti o bere, lume. Și noi după ele o mere, da' de-ni-ori plăti o bere, da' de-ni-ori plăti o bere, lai, la, la. Pe masă, cât e pălinca pe masă, orice mândruță-i frumoasă, lai, la, la. Cât e pălinca pe masă, cât e pălinca pe masă, orice mândruță-i frumoasă, lai, la, la. Și-o-n butoi de bere rece, tătă noaptea ne-o petrece, tătă noaptea ne-o petrece, lume. Și-o-n butoi de bere rece, tătă noaptea ne-o petrece, tătă noaptea ne-o petrece, lai, la, la. Eu și tu, măi romică, eu și tu, în veci nu vede raiul, măi, lai, la, la. Măi romică, eu și tu, măi romică, eu și tu, în veci nu vede raiul, măi, lai, la, la. Nici nu-i hia să-l vedem, după ce oameni suntem, după ce oameni suntem, lume. Tătă ziua stăm la birt, n-avem grijă de nimic, n-avem grijă de nimic, lai, la, la. Așa ne trec zilele, ne iubesc mândruțele, ne iubesc nebunile, lume. Și noi le-om iubi pe ele, când ori mai plăti o bere, când ori mai plăti o bere, lai, la, la. Așa ne trec zilele, ne iubesc mândruțele, ne iubesc nebunile, lume. Și noi le-om iubi pe ele, când ori mai plăti o bere, când ori mai plăti o bere, lai, la, la. Atâta alintăm copilașii ăștia noștri, de ce oare? De ce vrem să-i ținem așa pe palme, să-i ținem în puf, să nu sânțească ce-i ala greu, dreptul? Eu știu că așa faceți și dumneavoastră, așa facem și noi. Dar cum? Că doar una nicul, una la tăți. Zice că a nostru, ala micuț, nu a nostru, ala din poveste.
Maica s-a ținut cum o putut și ea, eu fi vrut da și luna de păceri. Numai că ăsta micuț, când vrea ceva, s-a aruncat pe jos de plâns și plângea și se bătea de pământ și plângea și răgnea și de ca din gaură de șarpe. Și zice, mă, să ai puiul cu năpămul, bine mă, eu tăte ți le fac tăte poftile, dar vezi că de mâine merg la grădiniță. Zice, și făcut, îl duce la grădiniță, când vine acasă, îl aduce tătea, mămica. Când îl aduce, zice, da, auzi, dragul mami, cum a fost? Ai plâns după mine? Nu, nu, mămică, n-am plâns. Însă, doamna educatoare, din 5 în 5 minute, din 5 în 5 minute o plâns. Înapoi, când viu amu, eu am zis că vine concediu, dar să știți că nu numai la noi ne vine concediu, că vine la toată lumea, apoi ori vine acasă aceștia noștri, ori vine din păstătă, din Franța, din Anglia, din Italia, apoi s-au apucat de făcut amu, ăsta, zi, geale de bucătării și instalații și tot felul de cameră de baie și vezi că amu să bagă apa, să bagă canalizarea, nu? Apoi nu umblați păstătă ce locuri, mereți una, două, vă cumpărați la Donca ce vă treabă, ea are țădi, are fittinguri, are căzi în care puteți face baie, are gresie, faianță, nu? Una altă ce trebuie pe lângă casă, ce treabă pe lângă baie, nu? Și dumneavoastră, înapoi când...
Societatea comercială Bentodon SRL din Mureș Aurit, prin familia Donca, îți asigură tot ce e nevoie pentru casa ta. Materiale de construcții, obiecte sanitare, parchet, gresie, faianță, vopsele, rigips, sobe de teracotă, fittinguri, șuruburi și alte obiecte de uz gospodăresc. De asemenea, de la Bentodon SRL poți cumpăra cauciucuri pentru mașini, camioane, biciclete, precum și acumulatori sau piese auto. Bentodon SRL, o firmă pentru confortul tău. No, așa că una, două, le măsori eu. Spus eu că una, două, trece iarna, vine vara, trec posturile, vin nunțele, vin chefurile, vin tot felul de... Și apoi vin și turiștii pe plajă și vin care vor să facă baie și să se schelde aici, la Iojip. Sigur că da, dar cum? Vrei să organizezi o nuntă, un botez sau alt eveniment important? Plaja Iojip îți stă la dispoziție. Tot acolo poți petrece clipe de neuitat în timpul tău liber, la plajă sau în alte activități de agrement. Plaja Iojip, pentru momente de neuitat.
vai, cum suferi, dorule. Numai cine nu iubie, dorule. Nu greșe în dragoste, dorule. Un preajin de-a nostru a fost tare, tare, tare fericit în momentul în care nevastă sa, în colaborare cu Barza, i-a rânduit un fecior. După ce înainte au avut 7 fete, n-o dați-vă seama. Deci, după 7 fete, a urmat un fecior. Și când a venit de la casa de naștere, repede, el și-a adunat toți preginii, toți colegii, toți pe acolo, haideți una, dau de băut, că uitați-vă ce am pățit. Și s-a început ei acolo și s-a omenit așa cum trebuie. Și după ce a fost așa, cum să vă spun eu, mai trecut de miezul nopții, vă dați seama că s-a îngreunat oamenii, și zice unul dintre preginii, și lui zice, mă, dar tu-ți dai seama, mă, și tu culoare ia minte, mă, și gândeați bine, mă, că mărul face mere, părul face pere, plopul nu știu ce face, dar zice, tu după 7 feche, amu, ai un fecior, mă, ala nu poate fi a tău, mă. Mă, dar cum nu poate? Nu poate fi a tău. Ai, mă, să știi tu că bine zici, mă, și mere ăsta, mă, năcăjit acasă, nu? Trece o zi, două, trei, patru, cinci, vine nevastă să acasă cu pruncuțul, fain roșu, un obrăjor, așa de fain ca și nu știu ce să vă spun. Și după ce vine acasă, zice, auzi tu așa cum ești tu, amul, că ești un tic nu tare sănătos, dar eu așa dau cu tine tăți păreți, că nu mă, dar ce s-a întâmplat? Tu, spune tu acu-i feciorul. Mă, dar cui poate fi mă tău? Mă, tu spune acu-i feciorul că așa dau cu tine, zice, mă, a tău-i feciorul, tu te mai trebuie ultima dată și așa dau pe tine capă sactul. Acu-i feciorul? A tău-i feciorul, mă, fetele nu s-a tale. Fetița și băiatul meu sunt dar de la Dumnezeu. Ei sunt tot ce mi-am dorit, sunt o tată fericit. Eu am doi copii frumoși, ține-i, Doamne, sănătoși. Mi-este tare drag de ei, lumina ochilor mei. Fata e cerul cu stele, băiatul la mea avere. Fata e rază de soare, după băiat tata moare. Fetița și băiatul meu sunt dar de la Dumnezeu. Ei sunt tot ce mi-am dorit, sunt un tată fericit. Fetița și băiatul meu sunt dar de la Dumnezeu. Ei sunt tot ce mi-am dorit, sunt un tată fericit. Ei sunt tot ce mi-am
dorit. Sunt o tată fericit. Cred că nu-mi dați dreptate la faza următoare, adică zice că particularitatea ochilor feminini îi aia că văd de la 5 metri un fir de păr pe sacoul bărbatului, dar niciodată nu văd de la un metru ușa garajului. Peste cap și nu știu ce să mai fac. Mi-ar fi triste zilele fără un strop de dragoste. O să spun într-una, într-una, până când răsare luna, te iubesc. Și pot să te țin în brațe până-n zori de dimineață și tot nu mă plictisesc. Să spun într-una, într-una și o știe toată lumea, te ador. De câte ori te sărut, eu te-aș săruta mai mult, eu te-aș săruta de mii de ori. Și tot nu mă plictisesc. O să spun într-una, într-una și o știe toată lumea, te ador. De câte ori te sărut, eu te-aș săruta mai mult, eu te-aș săruta de mii de ori. Și tot nu mă plictisesc. O
să spun într-una, într-una și o știe toată lumea, te ador. De câte ori te sărut, eu te-aș săruta mai mult, eu te-aș săruta de mii de ori. Contrar expresiei pur românești, aceea și anume că să moară capra vecinului. Un prieten de-a meu are o altfel de gândire și zice, ba, să nu moară că oi mai mult jos și eu din gând în gând. Magazin de aici, mare, că doar am grăit și am zis că se cheamă Mall, așa se cheamă, dar este, sub ele sunt parcări, are parcare mare, cât un magazin de aici, ar închepe de ne-am duce noi cu ștrafurile, eu cred că vă 200 de ștrafuri ar închepe, cu tăi, cu cai, dar, no, și tot în parcare, nu se duce nimeni acolo cu ștraful, nu vă faceți de groază, acolo tăi mări cu motore și cu motore faine, no, într-o parcare de asta de la un mall, un sărac stătea într-o mașină și se apropie doi cu un microfon și zice, bună ziua, zice, dar ce faceți aici? Da, zice, ce să fac, ea, îmi aștept nevasta. Dar unde-i? Păi unde să fie? Aici la magazin, la cumpărături? Nu, no, cum e că? Și apoi așa au așteptat, cu motorul pornit. Da, că au zis că vine, iute. No, fiți atent. Noi suntem de la un post de radio și tocmai ați câștigat un premiu de la noi. Da, dar ce premiu? Prostul zilei, prostul zilei. La 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 la, mă fac.
văzut vis-a-vis de pescuit. Am avut un prieten care mai tânără el așa săracul și n-a făcut. Am avut cum a făcut. Și stătea pe marginea lacului și pescuie. Și dintr-o dată strigă: auzi, eu-s fiul tău, dar nu ești tatăl meu. Dar dincolo se aude voce: știu, puiul mami, știu. Oameni buni, omenie, lai la 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 la, azi în sat-i veselie, lai la 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 la. Oameni buni, e viță mare, lai la 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 la, azi în codru-i sărbătoare, lai la 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 la. Azi-i danț în sat, tăs ne-am adunat, danțul fain răsună, unde-i lume bună. Danțul aista și-ai lăsat, lai la 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 la, de la bătrânii din sat, lai la 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 la. L-o lăsat să își jucăm, lai la 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 la, hai cu treză nu-l uităm, lai la 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 la. Hai cu tren la joc, hai nu stați pe loc, jucați roatile cu nevestile. La codren cu voie bună, lai la 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 la, aș cânta o săptămână, lai la 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 la. Știu să joace, să-și petreacă, lai la 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 la, lângă ei ță lumea dragă, lai la 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 la. La codrenia acasă, viața îi frumoasă, să aveți zile multe, Dumnezeu le ajute. Înapoi când or veni să vă tineți ori iubi. Cine să vie? Ești înapoi când viu amuc, amuc. Eu am zis că vine concediu, dar să știți că nu numai la noi ne vine concediu, că vine la toată lumea, apoi ori vine acasă aceștia noștri, ori vine din păstătă, din Franța, din Anglia, din Italia, apoi s-au apucat de făcut amuc. Ăsta zi, geale de bucătării și instalații și tot felul de cameră de baie și vezi că amuc să bagă apa, să bagă canalizarea, nu? Apoi nu umblați păstătă ce locurile, mereți una, da, vă cumpărați la domn ca ce vă treabă, ea are țădi, are fittinguri, are căzi în care puteți face baie, are gresie, faianță, nu, una altă ce trebuie pe lângă casă, ce treabă pe lângă baie, nu, și dumneavoastră, e, înapoi că... Societatea comercială Bentodon SRL din Mureșu Aurit prin familia Donca îți asigură tot ce e nevoie pentru casa ta, materiale de construcții, obiecte sanitare, parchet, gresie, faianță, vopsele, rigips, sobe de teracotă, fittinguri, șuruburi și alte obiecte de uz gospodăresc. De asemenea, de la Bentodon SRL poți cumpăra cauciucuri pentru mașini, camioane, biciclete, precum și acumulatori sau piese auto. Bentodon SRL, o firmă pentru confortul tău. No, așa că una, două, măsori eu.
v-am spus eu că una, două, trece iarna, vine vara, trec posturile, vin nunțele, vin chefurile, vin tot felul de... Și apoi vin și turiștii pe plajă și vin care vor să facă baie și să se schelge aici, la Iojip. Sigur că da, dar cum? Vrei să organizezi o nuntă, un botez sau alt eveniment important? Plaja Iojip îți stă la dispoziție. Tot acolo poți petrece clipe de neuitat în timpul tău liber, la plajă sau în alte activități de agrement. Plaja Iojip, pentru momente de neuitat. Faci casă și masă și apoi să fii mireasă. Nu-i ușor ca să fii fată în lumea asta schimbată. Să îți faci casă și masă și apoi să fii mireasă. Femeia e egală astăzi cu bărbatul. Vremea ce-a trecut nu se-ntoarce altul. Ai grijă, bădiță, iubește-mă bine, că de nu îmi aflu vreo zece ca tine. Nu m-am mărit pentru noapte, uscătura, repădurea. Sunt bărbați mari în lumea. Am muncit să am de toate. Nu m-am mărit pentru noapte, uscătura, repădurea. Sunt bărbați mari în lumea. Femeia e egală astăzi cu bărbatul. Vremea ce-a trecut nu se-ntoarce altul. Ai grijă, bădiță, iubește-mă bine, că de nu îmi aflu vreo zece ca tine. Femeia e egală astăzi cu bărbatul. Vremea ce-a trecut nu se-ntoarce altul. Ai grijă, bădiță, iubește-mă bine, că de nu îmi aflu vreo zece ca tine. Ni s-a gătat și rația pamu sara, sau pe astăzucă, cum ar veni zis, că doar astăzi e de la 12 până la 12. Adică, cum, de la 12, de la 12, încă la 12, știți? Normal ar veni că de la 0 la 24, că doar nu trebuie să vi le spun eu, este că dumneavoastră tăte le știți, așa cum știți că emisiunea asta s-a gătat și că urmează cealaltă. Nu mult trece, că v-am spus, o săptămână numai zboară, numai bine și sănătate. Let's go, let's go.